vedete. Ce-i cu ele? Așa. Practic, te-ai ocupat de foarte, foarte multe vedete, te ocupi în continuare. Spune-ne, noi aici în România, multă lume dă mesaje, este absolut în admirația lui J-Lo. Cu J-Lo ai lucrat? Jennifer. Am început să-i fac sprâncenele lui așa. Jennifer de când a făcut ea primul film, Selina se chema, și asta se întâmpla în 1992. Wow. Deci de atunci din, suntem din 92? Prieteni. Da. Da, wow. 27 de ani. Efectiv am văzut-o crescând în această incredibilă persoană vedetă și cum vrei tu da, să o numești. Acum, mie mi se pare, mă pricep așa, dar de aici din România, așa, uitându-mă și eu pe scena asta mare da. A lumii, eu cred că ea acum este în cel mai tare cea moment mai bună. Al vieții de și acord al carierei. Cu tine. Total de acord cu tine. Așa. Are 50 de ani, arată incredibil. Arată incredibil. Are o forță, dar vreau să spun că este o persoană extraordinar de disciplinată, face sport foarte mult, muncește foarte mult. Deci cheia succesului este multă muncă, multă cu alte muncă. Cuvinte. Cu bărbați ai lucrat? Da. Da, de exemplu, Billy Bob Thornton. Wow, ca actor. Suntem fan. Da, suntem fan. Eu sunt absolut. Un mare fan. Da, fan. Da. Mare, mare, mare fan pentru ca artist. Da, și, noi. Da. Și dacă voi stați și analizați puțin, el în fiecare rol își schimbă așa mi s-a lucru, părut și mie. Da? Da. Și venea și stăteam amândoi și ne povestea. Ok, rolul meu aici este de, nu știu, de, mă rog, ce, care era rolul. Cum crezi că ar trebui să arăt? Păi eu zic, hai să facem, să vopsim sprâncenele sau să le blici, să le facem foarte blonde ca să iasă altceva în evidență, părul. Și, deci analizam puțin rolul lui din film și atunci cream un anumit look pe asta. Gianni Ribisi, la fel, a jucat într-un în film de... era un soldat în armata germană și trebuia să fie foarte și trebuiau sprâncenele perfecte. Da, și... E adevărat că sprâncenele schimbă fizionomia absolut, dramatic. Absolut. Schimbă emoția feței. Și fiind așa un element de important, dar vezi tu, pentru că eu am studiat așa de mult fața, dacă ei îmi spun mie exact care este rolul, eu fac anumite sugestii ca să fie perfect rolul cu ceea ce ar trebui să-și facă. Și foarte mulți, Donald Sutherland, de exemplu, el are o wow. sprânceană de villain, dacă da. Stai să te gândești. Dacă este un profesor, deci rolul lui nu este de villain, de atunci trebuie făcute mai, you know, soft, mai de om bun, ca cu alte cuvinte. Da, asta pentru David Beckham, de exemplu. No. Care David e... Beckham? Da. Tu gândește că el este un model da. La momentul ăsta. Da, da. Reprezintă atâtea branduri și... Câștigă foarte mult din look-ul lui, din felul lui. Sprâncenele, dacă te uiți la David Beckham, niciodată n-ai crede că are sprâncenele, dar sunt groom, nu sunt ca o... Nu fac sprâncenele pentru bărbați ca să arate feminin, pentru că nu este normal să fie pensate sau tăiate așa. Deci fiecare are rolul lui, depinde de dacă e un rol de film, dacă e pentru toată ziua. Colin Farrell, de exemplu, i-am făcut sprâncenele, a făcut un film în Bulgaria, actually. A fost și în România. Și a fost și în România. Îmi spunea că o să vină. Am mâncat și-a urmă. Serios? Da? A fost la paparața tulipă, la ateliu. A fost bolnav după aia? Nu știu. Da. Serios, și-a mâncat și-a urmă după aia. L-am văzut eu. Dar astea sunt rolurile. Adică e o chestie profesională care în Hollywood trebuie făcută.